Că suntem la portal de știri online și este pentru Dariu. Da. Da, după o vorbim atunci. Care a fost cea mai interesantă prezentare la care ați participat? Consider că cea mai interesantă prezentare a fost cea de astăzi, 20 iunie, a domnului Helmut Fraunhofer, mai ales pentru că a prezentat aspectele comunismului și a impactului lor asupra autorilor și troscriitorilor, lucru care mă interesează întrucât în timpul liber scriu și este mai mult ca un hobby, deci aș putea fi interesat pentru a deveni un posibil scriitor. Cu ce interese ai rămas? Până acum, dat fiind faptul că este prima oară când am participat la școala de vară, cred că a fost cea mai interesantă tabără la care am participat, pentru că aici au venit elevi cu performanțe în toate domeniile. Am reușit să facem un fel de mozaic, să spunem așa, în care să ne integrăm și să venim cu idei proprii. Cred că asta e cel mai important, faptul că am venit cu idei proprii și că am învățat, că doar rememorând faptele putem face noi oarecare justiție în cursul istoric. Și care este cea mai multă informație pe care ai aflat de școală de vară? Cea mai multă informație este că de mine o vedem putea face dreptate. Așa, și ai de gând să mai faci din aerețele de doamne? Chiar mă gândeam, aseară mă gândeam chiar foarte, foarte intens acest aspect. Sunt gata oricând să fac nicio din nou, așa de la capăt oricând și mai ales pentru că aici sunt persoane care mie îmi plac foarte, foarte, foarte.